Ana Deaconescu a dat primele declarații despre momentul în care va aduce pe lume primul copil. Irina Deaconescu este una dintre cele mai cunoscute vloggerițe de la noi din țară. Frumoasa blondină formează un cuplu cu fotbalistul de la CFR Cluj, Cristian Manea. Cei doi îndrăgostiți au făcut un anunț, în urmă cu doar câteva luni, că vor deveni părinți. Astăzi, Irina a declarat că este pe punctul de a aduce pe lume primul ei copil. Deși la început nu a vrut să dea prea multe detalii despre sarcină, Irina a postat, ulterior, un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, unde anunța că o să fie mămica pentru prima dată. Vineri, 16 octombrie, frumoasa blondină a fost la un control și se pare că urmează să nască într-un timp foarte scurt, mai exact mâine. Pe pagina sa de Instagram, iubita lui Cristian Manea a dat primele detalii despre momentul nașterii. Se pare că tânăra o să nască prin cezarină, deși își dorea ca nașterea să fie naturală. La asta nu mă așteptam. Dragi prieteni, mâine, la ora asta, o să fiu mamă. Se pare că placenta mea nu colaborează, colul meu nu colaborează și am ajuns la concluzia că apelăm la cezariană. Am știut de la început că sunt șanse foarte mari să ajungem la concluzia asta. Nu știu. Sunt fericită că se întâmplă mâine. Sunt surprinsă, dar totuși că știam că urmează să se întâmple zilele astea, dar nu știam exact când și acum că știu exact când. Vă dați seama că mi-aș fi dorit să meargă varianta de naștere naturală, dar am zis de la bun început că nu o să risc nici măcar o secundă viața mea sau a copilului meu și că voi lua cea mai bună decizie. A transmis Irina, în mediul online. De asemenea, la scurt timp după acest anunț, Irina a postat două fotografii pe rețelele sociale, iar la descriere a scris următoarele: să înțeleg că mâine ne vedem.